Deci, ești gata? Testul care urmează o să-ți arate dacă ai o vedere bună și ochi de vultur. Și nu, nu e clasicul test de distingere a culorilor, ci unul extrem de simplu și distractiv. Canalul Brightside l-a pregătit și noi l-am tradus pentru tine. Îl poți face de pe telefon, tabletă, calculator sau chiar și de pe TV. Tot ce trebuie să găsești este banda cu nuanța diferită de celelalte. Cum e aici numărul 4. Dacă greșești odată, atunci ai picat nivelul. Sunt 4 niveluri de la ușor la foarte dificil. Ține cont, doar 8% dintre cei care fac testul trec și de nivelul 4. Hai, mult succes și distracție plăcută! Stai, înainte de test, abonează-te acum pentru sănătate pe limba ta dacă abia ne-ai găsit. Ești pe pacientul 2.0. Bun, asta a fost ușoară. Numărul 4, corect? Ai rezolvat-o și pe asta, da? Și ultima probă din nivelul 1. Felicitări! Da, 97% dintre participanți trec la nivelul 2. Vine ceva mai dificil. Ia să vedem. De fapt, ia să vezi. Da, e nevoie de mai multă atenție. Zece! Pe galben mi-e mai ușor. Tot doi, da? Gata și nivelul 2. L-ai dovedit? Dacă da, click pe like. În acest caz ești în medie, cum 55% dintre participanți sunt. Testul devine din ce în ce mai greu. Folosiți-vă întreaga atenție. Succes! Tot 9 era. Pe nuanțe deschise parcă mi-e mai ușor. Dacă ai văzut-o și pe asta, bravo! S-a terminat și nivelul 3. Felicitări tuturor celor care au ajuns până aici, fără greșeală, doar 30% reușesc. Dacă ai avut și greșeli, nu-i problemă. Îți poți îmbunătăți vederea și imediat după test o să spunem și cum.
nu-i la mișto, nu sunt identice. Da, altă ligă. Acum parcă-s mai clare nuanțele închis. Nu, nu e 7, că am văzut eu testul înainte când l-am tradus. Ți-am zis, hai că mai sunt 2. Ultima, baftă multă! Gata, s-a terminat testul. Felicitări tuturor celor care au ajuns până aici, cu și mai ales fără greșeli. 92 de oameni din 100 greșesc măcar una dintre probe. Deși acesta nu e un examen clinic, dacă ai ajuns până aici fără greșeală, ai putea să fii tetracromat. Tetracromat este cineva care, din cauza unei mutații genetice a retinei, vede cu mult mai multe nuanțe decât noi ceilalți, care suntem tricromați. Cum adică? La fel ca la televizor și alte ecrane, și pe retina noastră lumea se vede combinând roșu, verde și albastru. Tetracromații au însă pe retină și celule speciale pentru violet și asta îi face să vadă până la de 100 de ori mai multe nuanțe decât noi ceilalți. Mai puțin de 1% din populația lumii este tetracromat. Mult mai frecvent e daltonismul, incapacitatea de a distinge între culori complementare, de obicei roșul de verde. 8% dintre bărbați au așa ceva. Vestea bună e că la femei, daltonismul este de până la 20 de ori mai rar decât la bărbați. Hai! Abonează-te dacă vrei informații despre sănătate pe limba ta cu lucruri certificate de medici. Cum ziceam, cei de la Brightside, canalul de la care am luat acest test, au un video cu exerciții pentru ochi, am pus linkul în comentarii. E în engleză, dar dacă vrei să-l adaptăm și pe el în românește, cere-ne în comentarii și dacă sunt minim 10 solicitări, o să o facem. Sănătate multă!